Șefa secției de oncologie a Spitalului Județean din Suceava a fost arestată preventiv în această seară după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce primea mită. Era un obicei pentru ea, spun procurorii, care au probe că din primăvara anului trecut peste 60 de bolnavi de cancer, ori rudele lor i-au dat bani. Doctorița nu ar fi refuzat niciun cașcaval bun, ori un borcan de miere. Avea aceste pretenții în condițiile în care anul trecut a câștigat de la stat și de la privat câte 25.000 de lei lunar. Medicul în cauză conducea secția de oncologie a Spitalului Județean din Suceava de circa 2 ani, iar în grija sa erau toți pacienții din zonă care suferă de cancer. Procurorii spun că au strâns probe potrivit cărora din aprilie anul trecut și până acum cadrul medical ar fi cerut și primit mită de la cel puțin 64 de bolnavi, ori de la rudele lor. Totul a ieșit la iveală după ce un pacient a făcut reclamație la parchet. Acestuia i-ar fi cerut câteva sute de lei ca să îl îngrijească în secția de oncologie. Bolnavul s-ar fi plâns și de faptul că același medic amâna eliberarea rețetelor și acordarea tratamentului până când primea o atenție. A pretins și a primit diferite sume de bani, respectiv între 50 și 200 de lei, precum și 50 de euro și alte bunuri de la pacienți sau aparținătorii acestora în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv pentru îndeplinirea actelor medicale care trebuiau realizate gratuit. Procurorii au organizat șefei de secție de la oncologie un flagrant și au prins-o când lua bani de la un pacient. Apoi i-au percheziționat locuința unde au găsit bani și diverse produse. Pe lângă sumele de bani, doctorița ar mai fi adunat de la pacienți sau de la rudele acestora parfumuri, băuturi scumpe și alimente, printre care miere de albine, cașcaval, bomboane de ciocolată, cafea și brânză. Potrivit declarației de avere de anul trecut, între vara lui 2021 și cea lui 2022, doctorița a avut un venit lunar de peste 17.500 de lei ca medic-oncolog în spital. În același interval a câștigat lunar aproape 7.500 de lei și de la o clinică privată. Am văzut că eu controla cabinetul și mașina, dacă ar să pun un filmuleț și să vedem și noi câte teacuri de bani avea. Dacă nu îi dai atenție, nu se uite la tine, nu? Sunt afișate peste tot mesaje cu antifraudă. Stupefiant. Procurorii o acuză pe doctoriță de luare de mită. Infracțiunea se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare și cu interzicerea exercitării profesiei.